Da, salutare guys și bine ați venit la un nou episod în care o să fie chiar ultimul episod pe serverul ăsta, posibil, vedem. Am ieșit din departament din cauza că se plângea lumea că nu există activitate, nu există chestii de genul prea multe failuri efectiv pe aici, la ce am făcut foarte multe episoade săptămâna asta din care nu le voi mai posta. Da. Faza e în felul următor că și fostul meu moderator Rules nu o să mai fie nici moderator, pentru că văd că e cam ea apărarea la unul care cam nu prea are treabă cu nimic. Faza a fost în felul următor că... Stai să văd dacă găsesc videoclipul. Undeva pe aici, să nu greșesc. Deci... A venit unul... Un băiat... Totul bine și frumos. Și m-am dus acolo. Da? Cred că băiatul ăsta sau... Nu, primul nu a avut nimic. Vedeți, se vede și data. Se vede tot. M-am buguit aici că... Na, n-am știut să ies din bug, în fine. Și l-o lua pe băiatul ăsta, da? Totul bine și frumos. Modul verific. O să vedeți imediat. Asta a fost acum dimineața, să vede pe ce dată e. Zic, stai să vă pun unde ar fi schema asta. A, vedeți? Carabine, rifle, body. Mă rog, o carabine, da? N-avea geantă, băiatul, n-avea mașină. Nici o mașină nu era a lui. Ba, bicicleta, pe care o vedeți aici. Și am decis că... Să las, după failurile făcute, sancționabil, pentru că, da, mă ia, cum îl cheamă, domnul DNC, ăsta de aici, sub comisar sau ce îi, că de ce l-am lăsat, că un alta, bro, e sancționabil, adică e Power Gaming, tu n-ai cum să-l vezi, desigur, am plecat de aici într-un final, o cum a fost. Și am zis că mă duc la secție, îmi văd de treabă, mi-am făcut și cerere de neactivitate după mulți nervi pe care le-am avut. Am zis că, băi, și așa oricum săptămâna asta o să fie cu foarte multe chestii, fute-mă și pe sirena ta. Săptămâna asta o să fie oricum cu foarte multe chestii în care nu o să am timp așa nici de live-uri, nici de nimic și... Intru pe server, cam la gradul de agent ieri, da? Pentru un roleplay cu Rules. Zic că... Hai să merg să facem rapid un roleplay, cum că-mi dai... Gen insignia și pe joc, dacă mi-a dat și aia decade tot pe episod, să mi-o dai și pe agent pe joc, da? Ok. Totul bine și frumos. Mă duc acolo, intru pe server, zic... Ești pe server? Da, 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 sunt. Zice Rules, moderatorul. Adică nu, zice, după câteva minute, stai că mă prind calculatorul. Bine, ok. Totul bine și frumos, așteptăm. M-am dus, i-am zis la ala că, bă, dacă mai văd pe DNC-ul ăla, din poliție, eu nu fac roleplay cu el, e clar, eu refuz orice roleplay, pentru că mi-a făcut foarte mulți nervi. Bă, coaie, dar oprește morții, mătii, sirena aia. Mamă, coaie. Și, efectiv, am zis frumos că dacă ăsta s-a făcut adunare, am zis că nu, eu nu stau la adunarea aia. Zic plec că nu am știut unde să vă ajunge. Ce am zis la asta, zic vezi că bat-o aici, da? Ah, am făcut tichet, am întrebat pe doi admin, au zis că da, e sancționabil. Eu nu știu, helper sau ce-a fost, băiatul, n-am nicio idee, mă rog. Și m-am mai făcut încă un tichet,
Înainte de schema asta, eram pregătit deja, făceam videoclipul, că mă duc la vamă, că mă cheamă, că... Na. Și... Aici am încercat să le explic. A venit un admin Oukinder, gen pe aici, nu știu ce grad are și așa mai departe, pe oricine, pe ăsta băiatul pe cine l-am întrebat. Dacă pe la un moment dat am pus și să se vadă ID-ul. Deci, pe undeva pe aici, dacă tot m-am schimbat între timp. 4434, din câte am văzut, nu mai știu exact. Bă, și zic că, na, dacă tot și el mi-a dat acordul și așa mai departe, adică mi-a zis omul, zice, bă, lasă frate să fie sancționat, dacă e asta vor, asta să caute. Păi da, frate, dar ei, și el la ședință, stau și s-au plâns că... A, pe că noi nu avem activitate, că noi nu știu cum, că nu știu ce, stai să văd dacă găsesc videoclipurile de ieri, mamă, câte am pe aici. Oh. Am înțeles. Stai să caut pe data de 2 a 9. Anul ăsta e thumbnail. Nu, 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 ăsta e altceva. Nu cred că l-am șters, nu știu pe unde sunt. Nu știu, arătată schema. Și la ședință s-a zis tot aceeași chestie că... Mamă, dar... Prima dată vreau să-mi permiteze faza cu... Asta cum se zice, cu CNP-ul, că dacă aveți 14 ani sau așa mai departe, să dați CNP-ul cu aia mi se pare prostie, adică învățați toată Europei și regulament player sau nu vă băgați pe toată lumea. Aici vine momentul când am ieșit, eram fost prea nervos, am zis că gata, nu mai am nevoie de ei. Și tot primesc mesaje în privat că tot sunt eu ofticat. Cu ce sunt ofticat cu aia? Că stau în geliu pentru un handicapat care nu are treabă cu un roleplay, da? Aia înseamnă ofticat. Că vin să vă aduc player pe server. Da, îi pup pe celălalt, un exemplu, pe băiatul ăsta, îl pup, fost pe aia de o notă 10, nu m-am așteptat la moderator. De ce te oftici așa pentru armă? Are voie să mănânce liniștit. Bine, mă, i-am scris. Uite aici câte mesaje am scris. I-am zis aici, bagă-mă pe grade. Ok. Și i-am zis că mă puși pe nața lui de NC-ul ăla sau cine. Mă puși pe el. Coi, dacă vezi videoclipul ăsta, nu te mai cumpăra cu ei. Ești nemul la cap, adică lasă playerii să se joace, lasă pe ăsta. Tu tot mergi și înveți. Problema e că înveți de prost. Pe toate serverurile se sancționează treaba aia. Eu încerc să așa, să nu mai stau să mai plângeți că mamă că activitate, că mamă că un alta. V-am ajutat și eu, da. Și ca să stau să-l pe unul că... Auzi, frate, da... Ne. Ce vreți, frate, să fac? Eu nu țigan de la frate care se ceartă acum și după 2 zile se duce înapoi, știți bine. Ei nu-mi plac treburile alea. Adică ori facem treabă, ori nu mai facem. M-am zis că mama, adică m-am așteptat, că m-am mai întâlnit cu de ăștia care nu prea au treabă cu roleplay, cu 5M, cu așa mai departe, numai să fie de capul lor, știi, și da. Așa că nu știu ce o să fie pe viitor. Nu știu în ce facțiune intrăm, dacă intrăm pe undeva. Nu știu pe ce server noi vom juca. Am făcut videoclipul ăsta ca să vă anunț și pe voi. Deci, cel puțin pentru săptămâna asta erau postate, erau făcute 4 videoclipuri de luni până vineri, în care efectiv trebuia să urmez al 5-lea. Faza când îmi dă gradul pe joc și astea, nu s-a mai făcut atâta. Ce zic? Băiatul meu, dacă vezi videoclipul ăsta, lasă-o frate. Fuți roleplay la alții, fuți regulamentul la alții, fuți și mai departe. Așa că, dude,
Dacă vreți să ajutați o facțiune sau așa mai departe, mai bine stați pe acolo unde sunteți, nu mergeți să ajutați, că uitați unde vreți să ajungeți. Facerea de bine, futere de mamă. Așa că, ce să zic, v-am pupat. Nu știu dacă pe ce server o să mergem, nu știu pe ce server o să filmăm în continuare. Ce vom face? Aș fi vrut să rămân încă destul de mult, dar cu așa oameni nu pot să rămân într-o facțiune. Așa oameni ca ăla, deci nu, n-am treabă cu ceilalți. Deci, numai cu ăla. Asta e. Ăla n-are ce căuta pe aici. Așa că... Hai, mergem la Vama Mare, da? V-am pupat. Pa, pa.